Din cauza zăcetei, gospodarii au rămas fără furaje pentru animale. Acest fapt obligă oamenii să-și vândă sau să-și sacrifice cornutele. Prețurile la vaci a scăzut considerabil. Dacă acum un an o vacă costa până la 15.000 de lei, acum prețul lor variază între 6 și 9.000 de lei. Anul acesta, Aglaia Negru din satul Singureni va fi nevoită să renunțe la vaca care i-a asigurat familia cu produse lactate. Asta pentru că nu are cu ce hrăni cornuta. Problema cea mare este că nu are cui să o vândă, așa că o va duce la abator, unde un kilogram de carne de vită costă doar 15 lei. Scap ieftin, dar până că ieftin atâta alergătură, nu e așa, am mușit și-am strâns, am legat ciucleș de pe deal, i-am adus acasă, i-am clădit. Jum avem de unde lua, tot anul luam câte o mașină de jum de samurat, nu avem de unde lua. Cumpărăm matăriți și greu și popșoie scunte anului să nu putem cumpăra. În satul Singureni din raionul Râșcani locuiesc aproape 2000 de oameni. În localitate sunt doar 5 vaci. Nu prea iesă, dar alte condiții n-am. Dacă pensie nimic, nu ai cu ce trăie. Nu mai ține, în sat la noi sunt 5 vaci. Poți vă le număr pe degete. Dacă este acolo în marginea satului, sunt două vaci și încolo, încolo în centru este o vacă și mai la deal încolo, pe șosea o vacă. Aici tineri s-au dus și aici mai bătrâni de-am nu pot. Până nu demult, Dumitru Satei din satul Fundurii Vechi creștea câte 7 vaci. Anul acesta însă s-a limitat la 2. Bărbatul se plânge că nu are suficient nutreț în această iarnă. Tare producția e scumpă, grăunțele scumpe, toată e producția scumpă, lițările scumpă, aici și ia că numai 3.000 am dat pe 100 de tiocuri. 3.000, dar eu când am scot ăsta laptele și alcum, deci laptele ieftin. În satul Fundurii Vechi, raionul Glodene, au rămas doar câteva zeci de vaci. Acum câțiva ani, cireada din sat număra aproape 200 de cornute. S-a stălut și redcă, bă. Вот в этой стране было у нас 60 поголовье скота, в той за 80, на стадионе где-то тоже за 80, а сейчас 30-40 коров невыгодно. Если имеешь дома семью, да, для себя, а так невыгодно. Я держал до 20 овец, 2 коровы держал. Прецу на лапте и ефтин, алдочку к 3 лей, литру. Asta nu-i, dar am vrea ca să-i cumpere concentrate de astea. Pâine e 4-5 lei kilogramul. Cât trebuie să dai? Și nu-i, sești tu fost, nătreț nu-i. Mai greu de ținut, am femeile să rămân mai mult pe acasă. Oamenii sunt la zarabotcă, oamenii sunt duși. Dar nu mai cred, că am o de-am dus la magazin și ție o chel de lapte și o chel de brânză.